Iisus Hristos, vă spun bun venit în casa lui Dumnezeu, bun venit și acelora care, ori prin internet sau prin televiziune, sunt musafirii noștri în seara aceasta. Fiți bineveniți și ne dorim ca să ne simțim împreună bine în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu dacă toți aceia care suntem prezenți în sala aceasta am reușit să conștientizăm că locul unde suntem este sfânt. Am implorat prezența lui Dumnezeu în locul acesta și o pace solemnă, o conștientizare a faptului că suntem într-un loc sfânt ne ajută să conștientizăm prezența lui Dumnezeu, dar în același timp inimile noastre să fie pregătite cu reverență față de acela către care au fost trimise rugăciuni, au fost cântate cântări. În seara aceasta vom vorbi despre sfințire. Iar dacă noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El sfânt, o să avem probleme în înțelegerea sfințirii noastre personale. De aceea mă invit ca oriunde am fi, atunci când implorăm prezența lui Dumnezeu, atunci când conștientizăm prezența lui Dumnezeu în inimile noastre, este bine să ne gândim că locul unde este Dumnezeu este un loc special. Este un loc sfânt. Nu știu cum v-ați simțit aseară. Din câte știu, ați făcut o excursie prin credință la sanctuar. Un loc frumos, un loc excepțional și un loc frumos mirositor, unde se ardea tămâie. Un loc unde minunea lui Dumnezeu se manifesta. Un loc unde omul putea să înțeleagă felul în care Dumnezeu salvează, mântuiește. Și cred că este un procedeu complex. Pentru că nici măcar în instanțele lumești nu-i ușor să scoți pe cineva care a fost învinuit și a fost cumva inculpat de o faptă. Așa se spune la penitenciare. Ce faptă ai? De o faptă pentru care erau condamnat la moarte și să ieși de acolo cu basma curată. Sau cum am spune noi în termeni religioși, neprihănit. Sfânt. Însă Dumnezeu își asumă acest procedeu de judecată. De ce? Pentru că iubește păcătosul. Și vrea să facă dintr-un condamnat un om neprihănit, un stâlp în împărăția sa și o bijuterie în coroana Domnului Iisus Hristos. Asta este visul lui Dumnezeu pentru noi toți. Și în seara aceasta vă invit să ne armonizăm cu acest vis al lui Dumnezeu. Pentru că se poate. Este posibil. Și este un lucru extraordinar să vezi cum Dumnezeu face totul ca să se întâmple. Doar că fără noi nu poate să facă nimic. Iisus plângea. Plângea asupra Ierusalimului pentru că spune, de câte ori n-am vrut să te strâng ca o cloșcă în jurul meu. Dar tu n-ai vrut. N-ai vrut. Așa că în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă la conlucrare. Ne cheamă să mergem împreună pentru că aceasta este calea dragostei lui Dumnezeu. Ne cheamă ca în acest proces de sfințire a vieții noastre să conlucrăm cu El. Și să mergem împreună cu El. În sanctuar, vreau să fac un pod între sfințire și sanctuar în momentele acestea. În sanctuar sunt grade de sfințenie.
Curtea este un loc sfânt. Însă dacă intrăm în Sfânta și auzi, în Sfânta Sfintelor. Locurile sunt mai speciale, mai sfinte, datorită apropierii de Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin sanctuar? Nu este altceva decât cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, prezența Lui în viața noastră ar trebui să aibă un efect. Un efect de schimbare. Nu se poate să fii aproape de Dumnezeu și să trăiești aceeași viață. Nu se poate. E imposibil. Pentru că efectiv prezența lui Dumnezeu cere sfințire. Noi avem probleme cu conceptul acesta de sfânt. Nu mai știm ce înseamnă cuvântul sfânt. Unii o fac și o îmbracă în misticism. E ceva mistic, adică efectiv ziduri, materiale devin sfinte în sinea lor într-un mod mistic. Adică tainic, nu știi cum. Dar Dumnezeu nu lucrează pe ascuns. Iisus Hristos a fost răstignit în public. Ca toată lumea să vadă ce face Dumnezeu pentru om. Sfințirea este tot un procedeu prin care Dumnezeu vrea ca toată lumea să vadă minunea Lui în viața noastră. Nu este ceva izolat. Și atunci când Dumnezeu se prezintă, îi spune lui Moise, dă-ți jos încălțămintea, căci locul în care stai este sfânt. Nu-i așa că în lumea noastră se vorbește atât de puțin despre conceptul acesta de sfințire? Nu mai vor oamenii să audă că Dumnezeu este sfânt. De ce? Nu înțeleg conceptul de sfințenie. Înțeleg că dacă este cineva sfânt, ar trebui să fie curat. La inimă. Și nu poți, nu poate un păcătos să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt fără ca sfințenia lui Dumnezeu să-l afecteze. E imposibil. Ori îl omoară, ori îl sfințește. Și acum să ferească Dumnezeu să moară cineva în mijlocul nostru, să fie nevoie ca cineva să moară în mijlocul nostru, ca să conștientizăm prezența și sfințenia lui Dumnezeu în locul acesta sau oriunde ne-am aflat. Pentru că s-a întâmplat. Și s-a întâmplat în legătură cu biserica. Aduceți-vă aminte de Hofni și Fineas. Aduceți-vă aminte de Uza. S-a atins de un lucru sfânt. S-a gândit să fac și eu un bine, dar stai un pic. Ești conștient că lucrul de care te atingi este tronul lui Dumnezeu. Este un loc sau este un lucru sfânt dedicat lui Dumnezeu. Un lucru special de care nu se puteau atinge decât oamenii numiți pentru lucrul respectiv. Atunci când noi conștientizăm și avem concepte corecte despre ce înseamnă sfânt, lucrul acesta ne ajută. De aceea este nevoie să vorbim despre ele. De aceea este nevoie să ne aducem aminte. Pentru că s-ar putea să avem surprize. Să vină Anania și Safira la biserică, să aducă un dar lui Dumnezeu și să moară în biserică. Dacă nu avem concepte corecte despre sfințenie, aceasta nu este pentru mântuirea noastră. Dar atunci când înțelegem care este planul lui Dumnezeu și cum ne afectează acest atribut al lui Dumnezeu, este ceva fascinant, extraordinar. Așa că în seara aceasta trebuie să vorbim despre sfânt și ce înseamnă sfințirea. De ce? De ce?
Pentru că nu putem să vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos, nu putem să vorbim despre pregătirea pentru revenirea Domnului Iisus Hristos, adică noi să ne întâlnim cu Sfântul lui Israel, nepregătiți. Profetul spune că de ce așteptați venirea Domnului? Este negură, este tremur. Și un om care nu este pregătit pentru acest eveniment, este oroare unui astfel de om să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu-i așa? Gândiți-vă, ori de câte ori un păcătos s-a întâlnit cu Dumnezeu, cum s-a simțit? Noi vrem prezența lui Dumnezeu, noi implorăm prezența lui Dumnezeu și știm că e de bine dacă Dumnezeu e cu noi, nu? Dar această prezență a lui Dumnezeu poate să fie letală dacă noi nu suntem pregătiți să-L primim pe Dumnezeu, să-L întâmpinăm pe Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta vom vorbi despre pregătirea aceasta în care tu să te poți bucura că vezi Sfântul lui Israel. Cum se poate așa ceva? Cum poți să ajungi acolo încât Sfințenia lui Dumnezeu să nu te omoare, să nu te facă bolnav de 3 săptămâni, cum a fost în cazul lui Daniel, care a fost om plăcut înaintea lui Dumnezeu, ci să te poți bucura și să spui, asta e Mântuitorul pe care l-am așteptat. Cum se poate așa ceva? Cum se poate? Pentru că în cartea Apocalipsa, de exemplu, se pune o întrebare care este de fapt o criză. Spune, cine va putea să stea înaintea lui Dumnezeu? Cine? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este pentru sfinți. De unde știu? Din cartea Apocalipsei, capitolul 22, unde Iisus Hristos iese din sanctuar, din locul de unde curăță păcătoșii, și spune cine este sfânt să se sfințească mai departe. Doar aceea. Și cine este întinat să se întineze mai departe. De acolo știu. Așa că noi în pregătirea noastră pentru cer trebuie să călcăm pe calea sfințirii lui Dumnezeu, pentru că este visul Lui să ne facă oameni sfinți. Pare imposibil, pare un vis, dar care poate deveni realitate. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu mare și prezența Lui schimbă. Schimbă. Viețile multor oameni au fost schimbate și în seara aceasta nu pot să vă dau prea multe exemple din punctul acesta de vedere, din cauza scurtimii timpului, pentru că vreau să rămânem, să înțelegem principiile lui Dumnezeu, să înțelegem Scriptura și să înțelegem învățătura Scripturii legată de sfințirea noastră. Aduceți-vă aminte că dacă avem probleme cu înțelegerea conceptului de sfințenie, atunci vom ajunge în locuri strane și la concluzii ciudate. La un moment dat, Iisus Hristos vorbește despre revenirea sa, Matei, capitolul 24, despre semnele revenirii Lui, dar înainte cu un capitol, vorbește despre farisei și îi prezintă așa cum au fost. În conceptul acesta, Iisus Hristos spune ceva despre farisei care aveau un concept eronat despre sfințenie. Haideți să-l vedem. În Matei, capitolul 23, de la versetul 16, citim, vai de voi! Matei 23, versetul 16. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi. Care este mai mare, aurul sau templul? Care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe altarul jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi. Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Spuneți-mi, vă rog,
Nu sunt aici gânduri eronate despre sfințenie. Ce a sfințit templul de fapt? Cine jură pe templu, jură pe acela care locuiește în el. Nu știu dacă ați observat argumentația Domnului Iisus Hristos. Pentru că el începe așa, templu sau aurul? Și spune, templul sfințește aurul. Da? Altarul sau jertfa? Altarul sfințește jertfa. Și aici avem biserica sau templul și l-avem pe Dumnezeu. Care pe care? Dacă nu înțelegem că aceste obiecte în sine nu au o sfințenie din aceasta mistică, o să avem probleme, pentru că la un moment dat slava lui Dumnezeu a plecat din templu. N-a mai fost slavă în templu, n-a mai fost ce să lumineze templu. Și degeaba aurul, că dacă templu era o încăpere în care nu erau ferestre, templul din Ierusalim, da? Nu erau ferestre. Dacă nu era o sursă de lumină, da? Și era o sursă de lumină în Sfânta Sfintelor, numită Șechina, care era prezența lui Dumnezeu pe tronul milei lui Dumnezeu, care avea de desubt ca bază legea lui Dumnezeu. Acolo era prezența lui Dumnezeu. Sfânta Sfintelor a fost luminată de prezența lui Dumnezeu. Când a plecat slava din Israel, dacă intra cineva în Sfânta Sfintelor, nu știa, pereții ăștia sunt de aur, sunt zugrăvială, ce sunt? Pentru că Dumnezeu era Cel care sfințea, care lumina locul respectiv. Așa că prezența lui Dumnezeu are efect sfințitor. De aceea spune Iisus Hristos, pentru că Moise îl vede pe Îngerul Domnului în rugul aprins între flăcări. Verificați-vă, rog, în Scriptură, dacă e așa. Și Îngerul Domnului, spune Scriptura că acolo Moise s-a închinat și n-a zis, nu te închina. În Apocalipsa, Îngerul îi spune lui Ioan, nu te închina pentru că noi suntem împreună slujitori. Îngerul Domnului, în rugul aprins, a fost Domnul Iisus Hristos care accepta închinarea lui Moise. Și prezența lui sfințea locul. Așa că oriunde este Dumnezeu, locul acela devine special. Devine un loc sfânt. Poate omul să sfințească pe Dumnezeu? Prima impresie ar fi că nu. Însă la un moment dat, când fiul lui Aaron mor, Moise vine din partea lui Dumnezeu cu o explicație. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Scriptura a Levitic, capitolul 10, versetul 3. Levitic, capitolul 10, versetul 3, spune astfel. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ceea ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aaron a tăcut. Pentru că fiul lui ar fi trebuit să-l sfințească pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Adică prin conștientizarea faptului că Dumnezeu este acolo. Că focul cu care te umbli, sau ar trebui să umbli, este un foc sfânt, aprins de Dumnezeu. Ar trebui să-ți dea de gândit. Și atitudinea noastră, conștientizarea noastră a lucrurilor pe care Dumnezeu spune că sunt sfinte, pentru că prezența Lui le sfințește, ne ajută pe noi să avem o reverență specială și să sfințim lucrul acela. Am vorbit foarte mult despre cuvântul acesta sfânt. Ce înseamnă acest cuvânt? Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba aici. Cuvântul acesta în învățătura biblică înseamnă trei lucruri. În primul rând înseamnă pus deoparte. Un lucru special. Da? Un lucru scos și pus într-un loc special.
Un al doilea înțeles al acestui cuvânt este atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise, sfințește poporul azi și mâine, pentru că poi mâine ne vom întâlni. Adică Dumnezeu îi dă întâlnire poporului său și spune, nu puteți să veniți oricum înaintea mea. Și spune, spălați-vă hainele, spălați-vă voi, pentru că conceptul de sfânt înseamnă curat. Curat. Și nu în ultimul rând se leagă de prima idee, cuvântul sfânt înseamnă special. Special. Pus deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că dacă pui deoparte o cheie, nu înseamnă că o sfințești. Ai pus-o pur și simplu dintr-un loc într-altul. Dar atunci când masa aceasta, care este în biserică, sau microfonul acesta este închinat sau pus deoparte pentru Dumnezeu, ea devine un obiect închinat, jertfit lui Dumnezeu, care este al lui Dumnezeu. Nu mai este al tău, nu este al nimănui, nu se poate împrumuta, este al lui Dumnezeu. Așa că atitudinea pe care o avem noi față de lucrurile sfinte, nu pentru că ele au în sine ceva, nu știu, curent sau orice altceva, ci atitudinea noastră față de lucrurile sfinte ne ajută să sfințim locuri, lucruri. De ce? Pentru că le legăm de Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să fie o persoană sau cea mai specială persoană în viața noastră. Ca să ilustrez cu concretul, abstractul sau ideea pe care am spus-o, vreau să vă aducem, să ne aducem aminte de Belșațar. Belșațar nu numai că n-a înțeles sau a pierdut conceptul de sfânt, deși bunicul lui Nebucadnețar l-a înțeles pe Dumnezeu ca fiind special și a avut o experiență specială cu el și Daniel îi spune, tu ai știut. Și a adus vasele sfinte și în momentul în care le-a adus, ce s-a întâmplat? O mână a început să scrie pe perete. A fost judecata lui Dumnezeu, care a spus până aici. Și Babilonul acela despre care se credea că nu se poate cuceri, a fost cucerit în seara aceea. Belșațar împreună cu musafirii lui au murit în seara aceea. Cu Dumnezeu nu e de joacă. Dumnezeu este o persoană sfântă, specială. Și atunci când noi nu atribuim sfințenia unei zile, unor locuri și așa mai departe, în care Dumnezeu este prezent și Dumnezeu a pus-o deoparte, atunci le profanăm. Cuvântul acesta este antonimul cuvântului sfânt. Profan. Adică de zi cu zi. Nimic special. Din cauza aceasta, spune, eu voi fi sfințit de aceia care îmi sunt aproape. Adică aceia care vin aproape de mine, trebuie să fiu în viața lor o persoană specială. Nu o persoană oarecare. Așa că vă invit ca din seara aceasta să facem pe Dumnezeu în inimile noastre o persoană sfântă. O persoană specială. Pentru că El este sfânt, este special. Și nu ne putem trage la șireturi cu Dumnezeu. Dacă aseară ați auzit despre Evanghelia iertării lui Dumnezeu, pentru că sanctuarul, prin toate mijloacele lui, prin actul dramatizat al preoților care făceau slujbele acolo, avea menirea să prezinte oamenilor Evanghelia. Adică vestea cea bună despre cum poate un păcătos să scape de păcat. Și păcătosul venea, își cerea iertare la intrarea curții sanctuarului și păcatul mergea pe Dumnezeu și odată pe an ieșea de pe sanctuar. Nu vreau să vorbesc în seara aceasta despre această evanghelie, nu știu, uitată, neuitată. Și anume că dacă omul nu-și cere iertare în numele lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, nu poate să-L facă în mod concret pe Domnul Iisus Hristos, mântuitor personal.
Dacă eu nu-mi cer iertare, în mod concret, pentru păcatul meu, în numele Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru mine, Iisus Hristos nu poate să facă nimic pentru mine. Pentru că mie nu-mi pare rău de păcatul meu, pentru că eu nu vreau să scap de păcatul meu, eu nu-i cer lui Dumnezeu să facă acest procedeu de curățire în viața mea. În seara aceasta, aș dori să vă vorbesc despre o altă Evanghelie uitată. Evanghelia uitată a Sfințirii lui Dumnezeu. De ce este aceasta o Evanghelie? Noi întotdeauna legăm Evanghelia de cântatul îngerilor pe plaiurile Betleemului, nu-i așa? Vă vestim o veste bună, astăzi vi s-a născut un Mântuitor. Dar înainte ca Evanghelia aceasta să se fi răsunat, un înger a făcut o vizită lui Iosif și a spus o Evanghelie. Haideți să o citim. Vă invit să deschidem Scriptura la Matei, capitolul 1, de la versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, adică bărbatul Mariei, și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Matei 1 cu 19, versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Un caz neplăcut. Nu prea vorbim despre ea, pentru că e o neplăcere acolo ca logodnica să rămână însărcinată, deși era o împlinire a profeției. Fecioara va naște un fiu. Ceea ce s-a întâmplat cu Maria era o împlinire a profeției. Și îngerul vine la Iosif și îi dă o evanghelie. În primul rând, îi spune lui Iosif, pune numele. Numele la copiii evrei era dat de tată. Doar că aici nu Iosif dă numele, ci Tatăl Ceresc. Și spune, pune numele Iisus. Iisus este o transliterare a cuvântului sau a numelui ebraic Iosua sau Yehoshua, da? Care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Dumnezeu Mântuitorul sau Iahve mântuiește. Știți că Dumnezeu are mai multe nume în Biblie. Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehova Ire, Dumnezeu poartă de grijă și așa mai departe. Aici Iisus Hristos este numit Dumnezeu mântuiește. Și Evanghelia despre care vă spuneam că este uitată este în versetul 21. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Cum? Doar prin iertare? Doar așa poate să mă mântuiască Iisus Hristos, că mă iartă ori de câte ori păcătuiesc? Sau un alt procedeu despre care vorbește marele teolog și apostol Pavel? El vorbește în Evrei, capitolul 4, o să citesc doar versetul 15, Evrei, capitolul 4. Se leagă tot de sanctuar, versetul acesta. De la versetul 14, spune așa, Evrei 4 cu 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, da? Ce înseamnă Iisus? Jehova mântuiește. Și El este Fiul lui Dumnezeu. Da? Să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere la scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Adică acest Iisus Hristos a fost ispitit pentru mine în toate lucrurile ca să mă poată ajuta să scap de păcat.
Acesta este Iisus al meu, care știe ce înseamnă ispita. Dar vreau să vă spun că Iisus Hristos, când a fost ispitit, a preferat să moară decât să mănânce dintr-o bucată de pâine printr-un procedeu pe care Satana i l-a arătat. A preferat să moară. Și aceeași atitudine trebuie să am și eu. Decât să mănânc o pâine furată, mai bine mor. De ce? Pentru că murind, nu-mi pierd viața veșnică. Dar păcăduind, am toate șansele. Am toate șansele. De aceea, aceasta este Evanghelia. Și mulți se întreabă, se poate? Este posibil? Permiteți-mi să fiu o iscoadă în seara aceasta, împreună cu Iosua și Caleb. Sunt uriași. Da, sunt. N-au zis că nu sunt. Dar Dumnezeul nostru ne poate duce în Canaan. Sunt mulți oameni care se tem de uriașii aceștia, care sunt păcate, sunt adicții și poate sunt oameni care merg în pădure, se țin de o ramură de creangă și spun, Doamne, nu mai pot, scapă-mă de alcool sau de orice altceva. Nu mai pot. Dă-mi putere. Și Iosua și Caleb spune, se poate. Dumnezeul nostru poate să ne ducă acolo. Dumnezeu ne dă această Evanghelie, că Iisus Hristos, ceea ce înseamnă Dumnezeu mântuiește, poate să ne dea puterea de a trăi o viață sfântă, consacrată Lui. Și ce se întâmplă dacă păcătuiesc din nou? După ce mi-am cerut iertare. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, ni se spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Ce a scris? În capitolul 1, versetul 9, citim, dacă ne mărturisim păcatele. Da? De aceea spuneam că nu poate Iisus Hristos să fie mântuitorul meu personal dacă nu-mi cer iertare în numele Său. Nu poate să mă ierte. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele. Și în capitolul următor Ioan spune, eu nu vă spun aceste lucruri să păcătuiți. Nici Apostolul Pavel în Galateni spune, acum să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum. Ci să știți că dacă ați păcătuit, să nu uitați că avem un ceruri în mijlocitor. Pe Domnul Iisus Hristos, care este gata să ne ierte și să ne dea putere pentru a învinge. Dragilor, împărăția lui Dumnezeu este pentru învingători. Este pentru învingători. Și putem să învingem prin sângele mielului, spune Apocalipsa capitolul 12, și mărturia. Nu doar a cuvintelor, ci a vieții noastre. Ceea ce înseamnă sfințire. Prin mărturia vieții noastre putem să învingem prin puterea lui Dumnezeu. Este posibil. Celui ce va birui, de aceea spun că împărăția lui Dumnezeu este pentru învingători. Celui ce va birui, îl voi da cununa vieții. Celui ce va birui, îl voi face să fie îmbrăcat în haine albe. Celui ce va birui, îi voi da din mana ascunsă. Celui ce va birui, va sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Celui ce va birui. Dragilor, asta este Evanghelia. Se poate. Prin Domnul Iisus Hristos, care înseamnă Dumnezeu, mântuiește. Se poate ca Dumnezeu să ne mântuiască de păcatele noastre. La un moment dat, a fost un martor ocular într-un aeroport. Stătea acolo și-și aștepta avionul când la un moment dat apare un tată
care fuge către un băiețel care este adus afară din baie, plin de vomă. Și tatăl acesta, așa cum era băiețelul, îl îmbrățișează și îl sărută. Cum se poate așa ceva? Am înțeles că băiețelul respectiv înghițise ceva. Și era cât pe ce să moară. Persoana care a adus-o afară era un cadru medical. Și când tata a văzut că băiețelul lui trăiește, nu l-a mai interesat că este plin de vomă, că miroase urât. S-a dus, l-a îmbrățișat și l-a pupat. Dar vreau să vă întreb, doar pentru gestul acesta, pentru tot restul vieții lui, l-a lăsat așa? Pentru că de multe ori noi credem că așa este Dumnezeul nostru, că ne iartă. Că suntem cu vomă, că mirosim, că ne iartă. Da, ne iartă. Dar nu-și dorește să ne facă curați. Sfinți. Nu asta este dorința inimii lui. Tatăl acela, cu siguranță, i-a schimbat hainele băiețelului. L-a spălat. Ca să fie din nou plăcut și bine mirositor. Dragilor, vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu vă iubește. Poate aveți vomă sau poate altceva care pute mai rău. Nu știu. Și mă refer acum în mod simbolic la păcatele noastre. Vreau să vă spun că Dumnezeu, pe când eram noi păcătoși, așa și-a arătat dragostea. Acesta a fost limbajul lui Dumnezeu pentru noi, că Hristos a murit pentru noi și a zis, mor eu în locul tău. Dar harul acesta n-ar trebui să ne îndemne să înțelegem că El ar vrea să fim curați. Spuneți-mi, vă rog, tânărul risipitor, când s-a întors acasă, cum l-a slujit pe tata? Că înainte nu-i plăceau legile și ziceau, dacă aș avea eu capital, să demonstrez, tată, ce pot eu să fac. Și la un moment dat, deși a fost dureros, și așa cum am cântat în cântare, mi se uscă inima când tu nu răspunzi. Așa i s-a uscat inima tatălui fiului risipitor. L-a lăsat. Și când s-a întors, deși era mizerabil, mirosea a porci de la îndepărtare. A fugit înaintea lui, l-a îmbrățișat, dar spuneți-mi ce a urmat după. Pentru că Scriptura nu ne spune. Ne lasă să tragem concluzia. Ne lasă să vedem oare noi cum. Și Iisus Hristos îi spune lui Simon, Simone, știi tu, aceluia care i s-a iertat mult, știi, iubește mai mult. Și atunci îi slujești cu bucurie. Când vezi afecțiunea tatălui care dorește să salveze și dorește să curețe. Adică am putea să mergem cu un pas mai mult. Ce ziceți? Să ne nobileze. Să ne facă fii și fiice de împărat. Adică nu doar că te iartă, nu doar că te curăță, te face prețios. Și spune Scriptura ca aurul de ofir rar. Ca aurul de ofir. Așa am să-l fac. Aceasta este visul lui Hristos. Ca într-o zi să-și înfățișeze biserica albă. Ca o mireasă împodobită pentru milele lui. Cum se poate? Cum se poate lucrul acesta? În cartea Apocalipsei găsim metoda și e foarte simplă. Este atât de simplă. În cartea Apocalipsei vă invit să deschidem la capitolul 7 de la versetul 13 și vreau să vă spun că
Eu acum concentrez Evanghelia aceasta uitată în doar două principii. Adică nu eu, veți vedea că Scriptura o face. Spune în Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Spune mai departe: Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cer mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Care este procedura să pot să am o haină albă? Să pot să fiu mireasă? Să mi-l spăl. Să mi-l albesc în sângele mielului. Asta înseamnă, în mod foarte simplu, să-mi cer iertare în meritele sângelui vărsat de la Dumnezeu. Și Iisus Hristos, așa cum citim în cadrul exemplificării Scripturii legat de Iosua, marele preot, care era în zdrențe, a primit o haină albă, curată. Asta este principiul numărul 1 și în protestantism s-a numit îndreptățirea atribuită. Când neprihănirea lui Hristos este atribuită nouă. Pasul 2. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7. Aici este vorba despre o sărbătoare. Visul lui Iisus Hristos se realizează. Și spune că este nunta mielului. Dragilor, Evanghelia este că noi suntem chemați la o nuntă. Și la nunta asta nu doar ca și nuntași, ci ca mireasă. Iisus Hristos vrea să aibă o relație sfântă, curată, nobilă, specială cu noi. Spune aici, să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Care este a doua posibilitate sau a doua metodă necesară în același timp și fără ca să fie exclusivă una față de cealaltă? Este sfințirea vieții noastre. Este sfințirea faptelor, atitudinea, vorbelor noastre. Pentru că nu se poate să stai în prezența lui Dumnezeu și să nu fii schimbat. Aduceți-vă aminte de ucenici. Acolo, în curtea marelui preot, ce zice slujitoarea? Și tu ești dintre ei că... Vorba te dă de gol. Felul în care vorbești. În cartea Faptele Apostolilor citim despre ucenici că toți ceilalți au recunoscut că ei au fost cu Iisus Hristos. Așa s-au comportat. Nu se poate ca prezența lui Iisus Hristos să nu te schimbe, să nu te sfințească. Nu se poate. Așa că Dumnezeu vrea să ne sfințească pe deplin și nu doar așa superficial. De aceea, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13, citim: de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus, la arătarea lui Iisus Hristos, ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveți altădată, când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și mai departe spune de ce. Că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați. Din felul vostru de șart de viețuire. De asta, dragilor, pentru sângele lui Iisus Hristos, fiți sfinți, cum și El este sfânt. În purtare. Este provocarea lui Dumnezeu. Dar știți care e Evanghelia? Se poate. Ioan, ucenicul iubit, spune în epistola sa că noi de acolo știm că îl iubim pe Dumnezeu, că păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele.
Amin. Este extraordinar când mergi cu Domnul Iisus Hristos, ceri har, adică putere, pentru a săvârși voia Lui. Da, se poate. Apostolul Pavel ne-a dat exemplul lui și spune: eu am grijă de mine însumi, ca în timp ce eu vă predic, eu însumi să nu fiu osândit. Și spune: eu m-am luptat lupta cea bună, până la capăt, până la ultimul strop de sânge. Mi-am sfârșit alergarea. Și dacă am haina albă, mă așteaptă cunună. Dragilor, dacă aveți haina albă, nimeni nu vă poate scoate de mâna lui Dumnezeu. Nimeni. Nimeni. De unde știu că sunt pregătit pentru revenirea Domnului Iisus Hristos? Pentru că noi spunem că ne pregătim, nu? Dar de unde știu că sunt gata? De acolo. Am haina albă? Pentru că Iisus Hristos în predica Lui de pe munte spune: ferice de cei cu inima curată. De ce? De ce sunt oamenii ăștia fericiți? Ei îl vor vedea pe Dumnezeu. O, dragilor, uitați-vă la nufăr. În ce condiții crește nufărul? Ape cristaline, peștișori care zburdă, da, și sar. Asta este ecosistemul nufărului. Mlaștină, broaște, mizerie. Și cât sunt de albe? Pentru că se ridică deasupra mizeria acestui pământ. Și mai au un secret. Își lasă rădăcinile adânc, în nisipuri aurii, de unde își extrage seva. Să dea Dumnezeu să fim ca nuferii. Asta este chemarea noastră. Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, copii de împărat. Nu ne putem permite să ne comportăm oricum. Nu putem asta. Pentru că facem de rușine familia regală. Nu putem. Iisus Hristos ne spală, este gata să ne spele, dar este gata și să fie alături de noi, să biruim. Să biruim păcatul. Scriptura spune că cel neprihănit cade, de 7 ori cade. Și asta înseamnă că de multe ori, adică, da? Dar se ridică. Dar cel care este cu prihană, da, nelegiuit, odată cade, nu se mai ridică. Dragilor, suntem chemați. Ați căzut? Primul pas. Întoarceți-vă la primul pas. Să nu uitați că avem un mare preot. Vă dă haina lui. Știți de ce a fugit tata în față? Apropo de fiul risipitor. Pentru că era o lege în Israel, dacă cineva prindea copilul răzvrătit, ce se întâmpla? Omorât. Și tatăl fuge să salveze. Ce face tata când ajunge la el? Își dă jos haina. Haina era albă, era de conducător și îl dă jos și îi dă fiului. Îi dă și un inel, spunându-i: nu pot să te primesc ca slujitor. Nu pot. Te-am iertat și trebuie să fii fiul meu moștenitor din nou. Le scoate inelul și îl dă ca semn al încrederii tatălui. În seara aceasta, Hristos vrea să facă același lucru. Vă rog frumos, nu ezitați. Amin. Amin. Amin.